Bună ziua, dragii noștri cititori Herald, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul campaniei Provocări și soluții în relația de cuplu. Cititorii întreabă, psihologul răspunde, astăzi este alături de noi Gabriel Manolache, life coach, și vom vorbi despre abilități de relaționare în cuplu, pornind de la titlul cărții din colecția Pas în 2, Abilități de relaționare în cuplu, cum să construiești o relație mai bună, o carte aflată în această campanie, Probleme și soluții în relația de cuplu. Gabriel, începem direct. Bineînțeles că ne dorim și întrebări, ținem foarte mult la acest aspect, întrebări din partea cititorilor noștri. Ce înseamnă de fapt să dezvolți abilități bune de comunicare, abilități de relaționare în relația de cuplu? Sunt lucruri pe care aceste abilități sau deprinderi, depinde cum vrem să le numim, când le învățăm și în ce context, pornim din copilărie și le vedem ca model la părinții noștri și vedem aceste abilități de relaționare și de comunicare atunci când părinții noștri se înțeleg foarte bine, dincolo de iubire. Dincolo de iubire. Știm foarte bine că iubirea în relație nu este suficientă ca să construiești. Și atunci, dincolo de iubire sau dincolo de pasiune, mai degrabă am putea spune, care cu timpul se estompează, se diluează cu trecerea anilor, rămâne acest lucru foarte important. Abilitățile de comunicare, abilitățile de interacționare cu partenerul, de relaționare în cadrul relației de cuplu. Complexă întrebare cu multiple fațete. Întâi mulțumesc pentru invitație și bucuria de a fi aici și a discuta despre un subiect atât de important pentru noi toți. Pentru că suntem ființe sociale, avem relații, interacționăm cu alte ființe ca și noi, iar în cadrul acestor relații pe care le avem în viața de zi cu zi cu multiple persoane, un loc special îl ocupă relația pe care o avem cu cel sau cea pe care am ales-o la un moment dat sau l-am ales să ne fie partener de cuplu. E doar o categorie specială de relație, această relație de cuplu, dar aș spune chiar deosebită prin faptul că implică foarte mult timp petrecut împreună și atunci impactul, ponderea pe care această relație o poate avea asupra calității vieții celor doi este unul uriaș. Și toți cei care se află într-o relație știu acest lucru, de asemenea toți cei care nu se află într-o relație știu acest lucru. Pentru că cei care nu se află își doresc o relație, vizează mult pe faptul că dacă ar avea o relație, ar fi mai bine, ar trăi într-o stare mai bună, interioară și exterioară. Cei care se află, poate nu întotdeauna sunt într-o stare bună, dar și ei aspiră să se afle într-o stare mai bună și să-și îmbunătățească relaționarea astfel încât să trăiască mai bine în cadrul cuplului, cu cel de lângă el, cu cel din casă, se spune. Cu cel de acasă, cred că ar suna mult mai frumos. Deci, e necesar să acordăm multă atenție acestei relații și bine spune titlul care folosește cuvântul construit, a construi. Pentru că este o construcție. Poate că începutul este simplu. Este mult mai simplu, este cert, că e mult mai simplu, chiar dacă nu e așa chiar de la sine, și atunci, la început, facem ceva pentru a ne găsi un partener de cuplu, pentru a intra în relație cu el, dar oricât ar fi de necesar un efort la început, efortul care urmează când te angajezi într-o relație, este mult mai mare. Și de aici apare o primă discrepanță, o primă sursă a dificultăților ulterioare, a neajunsurilor, a relațiilor care nu funcționează. Faptul că la început suntem dispuși să facem un efort, credem că odată făcut și odată intrați în relație, lucrurile sunt acolo și vor rămâne acolo și renunțăm la efort. Realitatea este, și cei care sunt într-o relație o știu, că de fapt, după luna de miere, fie că durează o săptămână sau un an,
Oricum, specialiștii spun că undeva în jur de un an, maxim doi, se cam duce efervescența efortului inițial. Deci, după acesta, adevăratul efort abia începe. Adică, chiar urmează. Noi nu știm, nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Credem că va dura cumva de la sine, în baza efortului inițial, dar nu este așa. Seamănă foarte mult cu construcția unei case. Credem că în momentul în care o avem gata, gata, nu mai necesită întreținere. Efortul continuu. Chiar și după ce ai terminat-o de construit, ea necesită întreținere an de an, an de an și sunt chiar intervale de an la care efortul este serios pentru menținerea ei într-o stare, hai să spunem, forțând un pic termenul, locuibilă, folosibilă. Da? Iar noi trebuie să fim pregătiți să ne așteptăm să știm că acest lucru urmează, să nu ne bazăm doar pe efectul efortului inițial. Și ai pomenit de exemplu părinților, de exemplu, nu doar al părinților, de exemplu e tuturor pe care i-am văzut începând din copilărie până în prezent ca și relație de cuplu, contează. În absența unui studiu propriu, personal, pe care noi îl facem în legătură cu aceste aspecte ale relației de cuplu, noi facem ce știm noi foarte bine. Copiem. Noi învățăm foarte mult prin copiere, să ne amintim de mici. Aproape tot am învățat prin copiere. Să luăm de pildă vorbitul. Am început să ascultăm cu atenție pe cei care vorbesc în jurul nostru și la un moment dat am început să rostim și noi cuvinte, dar cam chinuite la început, nu prea semănau. Cei mari se amuzau când ne pronunțam, pentru că noi ne bazam pe copiere. Ulterior, oricât de bine am fi copiat, a fost nevoie un studiu. A fost nevoie un studiu cu cineva pregătit, care să ne predea regulile, să aibă răbdare cu noi, să ne explice care e ordinea firească a cuvintelor pentru a construi propoziții, pentru a construi fraze. Deci nu e suficient să copiem. E necesar și studiu. Și cu relațiile este la fel. Nu e suficient să copiem pe cei pe care i-am avut ca modele, mai mult sau mai puțin conștient, în copilărie, părinții noștri, tutorii noștri, profesorii noștri, educatorii, vecinii, prietenii și așa mai departe, ci e necesară o perioadă de studiu adecvat. Și ar fi ideal dacă această perioadă de studiu s-ar petrece, ar avea loc înainte să intrăm într-o relație. Pentru că n-am mai ajunge cu partenerul de mână la consilier, la terapeut, la psiholog, oricum l-am primit. Dacă noi am avea această perioadă de studiu înainte, am fi pregătiți pentru ceea ce urmează. Dar noi intrăm cumva în baza unor alte căutări, alte impulsuri în relație, după care ne dăm seama că s-a încheiat perioada simbolic numită lună de miere și ne aflăm deja în dificultate. E ușor să începi o relație, este mult mai greu să o menții. Iar construcția ei, de asemenea, trebuie să urmeze cumva, la fel ca și construcția unei case, un plan riguros. Un plan exact. Trebuie să știi ce vrei. Trebuie să știi care sunt resursele. Trebuie să știi unde vrei să ajungi. Și odată ce începi să le folosești conform unui plan bine cunoscut, nu e suficientă o singură resursă. E ca și cum te-ai baza în construcția unei case doar pe ciment. Nu poți să construiești o casă doar cu ciment. E important ciment. Dar nu poți să construiești nici măcar cu cărămizi. Și ele sunt importante. Dar nici doar cu cărămizi sau blocurile de ceasă, ce folosim acolo, nu se poate. Sunt necesare mult mai multe materiale. Și aici relația văzută ca o construcție are similitudini în construcția unei case pentru că sunt multe resurse necesare. Pentru ca această relație să aibă stabilitate, durabilitate în timp, exact cum ne dorim de la o casă. Pentru că, de fapt, noi de aceea intrăm într-o relație. Deși nepregătiți, intrăm cu aspirația și sinceră ca acea relație să dureze. Pentru aceasta, însă, trebuie să învățăm ce e de făcut. Uite, mă gândeam în timp ce vorbeai, mă gândeam la un lucru, pentru că l-ai punctat foarte bine. S-ar putea să fie o, zic, nu știu, nu vreau să generalizez și nici să judec. S-ar putea să fie o meteahna noastră a românilor. Lasă că merge și așa. Și cred că acest lasă că merge și așa se aplică în viața noastră de zi cu zi, în orice
în orice domeniu, în orice activitate. Lasă că mașina merge așa, lasă că relația merge așa, casa merge așa și uite că așa cum ne decorăm casa, ne schimbăm mobila, ne schimbăm covorul și alte lucruri prin casă, ar trebui să facem și cu relația noastră. Da. Știu pe cineva căruia îi pica puțină apă în casă prin acoperiș și a apărut o pată pe tavan, las că merge și așa, câteva ploi a mers și așa, nu mai știu dacă în același sezon, dar în următorul sezon, sau în următorul sezon, dar i-a căzut tavanul. După căderea tavanului a fost foarte dificil de reparat, nu doar mica gaură din acoperiș, care nu mai era mică, ci întregul acoperiș, tavanul întregii case, deci tuturor camerelor și chiar o parte din pereți și pardoselul. Adică destul de delicat, iar uneori acest lucru nu se mai poate face deloc și casa se prăbușește. La fel și o relație. Ar trebui să fim atenți la semnalele de avertizare, primele pete, din nou metaforii vorbind, din relația de cuplu. Primele simptome care apar. Să nu considerăm că las că merge și așa, pentru că un lucru de genul acesta pe care nu-l bagi în seamă, se dezvoltă, crește. Dacă a apărut, are niște cauze. Dacă nu umbli la ele, se va dezvolta. E ca o buriană. Dacă a apărut, are o rădăcină. Dacă nu umbli la ea, va crește. La fel și noi trebuie eu de altfel am și eu, și cred că noi am mai discutat, am și această frumoasă, sau frumoasă, nu cred că neapărat frumoasă, cât utilă comparație. Îți imaginezi că iubești grădinăritul și ai o grădină. Și ai în acea grădină flori superbe, tufe cu trandafiri, ai poate și niște copăcei pomi fructiferi. Și plivești, și sapi, și vii cu furtunul, și uzi grădina și așa mai departe. Și faci lucrul ăsta la început, da? Când ai această grădină lângă casă. E, lucrul ăsta trebuie să-l faci practic zi de zi. Se și vorbește despre în zona relațiilor, că vorbești despre o construcție a relației, vorbești despre muncă. Și așa cum un om este muncitor și este gospodar și este harnic cu grădina sau cu casa lui, ar trebui să fie și cu relația. Adică ar trebui să aibă față de parteneri și mai ales față de relație ca entitate, pentru că știm și am vorbit că există eu, există tu, da, cei doi parteneri și acel triunghi și noi care formăm relația. Și e ca și cum aș ocupa de această grădină, ar arăta extraordinar în primul an, după care în următorul an eu nu mă mai interesez deloc de ea. Da? Am muncit eu un an de zile și am scos-o la iveală și uite cât de frumos arată, după care nu mai ud, nu mai plivesc, nu mai iau buruienile care s-au adunat între timp și așa mai departe. Așa este. O alegorie foarte frumoasă, extrem de constructivă și aici de utilă în a înțelege ce avem de făcut într-o relație. E un efort continuu. Probabil pentru partea aceasta nu suntem încă pregătiți și nimeni nu ne pregătește. Nici nu avem cum. La vârsta când ne căutăm o relație pentru prima dată, altele sunt criteriile și nu suntem informați, pregătiți și antrenați în legătură cu aceste aspecte. Le cam descoperim singuri pe parcurs. Uneori e util, încă se poate repara ceva, alteori și sunt situații când este foarte târziu. Puțin sunt cei care sunt dispuși să continue această muncă de întreținere, de plivit, de îngrijit pe parcursul întregii relații, dar mulți sunt cei, relație direct proporțională de fapt, mulți sunt cei care se plâng, lamentează, se nemulțumesc pentru faptul că nu au o relație de cuplu prea bună. Cu cât ar fi mai mulți cei care s-ar preocupa de cultivarea relației, așa cum se ocupă de cultivarea și întreținerea unei grădini, cu atât mai mulți ar fi cei care ar avea o relație care să îi împlinească. Pentru că, de fapt, de aceea intrăm cu toți într-o relație. Cuvântul de a trăi o viață mai bună, mai frumoasă, mai împlinită, de ce nu mai lejeră, de aceea intrăm într-o relație. Cu aceste aspirații.
Pe parcurs, adesea se dovedește a fi invers. Se poate repara dacă suntem dispuși să ne apucăm din nou de treabă. Să nu ne complacem în acea situație că deja e cu mine, e al meu sau a mea și asta e, așa sunt eu. Crezi că relațiile, să spunem, pe care le avem, nu spun neapărat relațiile anterioare, dar chiar și așa, hai să zicem că relațiile anterioare unei căsătorii, dacă ne referim la căsnicie ca o relație de lungă durată în care ne dorim să construim, mă gândesc, în afară de limbajul iubirii pe care îl putem învăța după modelul parental de la părinții noștri în copilărie, relațiile anterioare ne pot cumva ajuta? Adică, dacă conștientizăm faptul că în relațiile anterioare, că ele nu au mers din cauza unor greșeli pe care le-am făcut, din cauza unor lucruri bune pe care nu, unor lucruri pe care nu le-am conștientizat la timp, sau ceva nu am făcut bine ca să facem în așa fel încât relația să meargă, putem învăța din aceste relații anterioare? Adică putem învăța. Pun aici, aduc în discuție experiența de viață. Pe lângă limbajul iubirii din copilărie, de la părinți, experiența de viață ne poate ajuta pentru a învăța până la urmă să construim o relație așa cum o facem cu o casă. Pe lângă modelarea celor pe care i-am văzut în relații în copilărie și în perioada noastră de creștere, pe lângă partea de studiu despre care am pomenit cel mai devreme, ceva mai devreme, există și această învățare din propria experiență. Există o singură condiție însă, să ne asumăm responsabilitatea. Dacă nu ne asumăm responsabilitatea, nu învățăm nimic. Pentru că, să zicem, noi am avut o relație sau mai multe relații precedente în care am experimentat una sau mai multe dificultăți. Dacă vom continua să dăm vina pe precedentele relații, precedenții parteneri, respectiv partenere, că ei au contribuit la distrugerea relației, iar noi nu avem niciun amestec acolo, nu învățăm nimic. Vom repeta, de aceea vor fi și repetitive dificultățile pe care le-am avut. Putem schimba partenerul să ne trezim într-o dificultate similară. Pentru că avem alt partener, alt nume cu care interacționăm, o altă personalitate, un alt tip de caracter, dar noi manifestăm aceleași comportamente, același caracter, care a generat și a contribuit la dificultățile din relațiile trecute, pentru că relațiile trecute nu au fost relațiile partenerului tău trecut cu el însuși. Au fost relațiile cu tine și tu ai o contribuție. Într-o relație sunt doi oameni. Și bine ai spus, există unul, există celălalt și ambii construiesc o relație. Dacă relația merge, e meritul ambilor. Dacă relația scârție, sau se prăbușește, din nou este meritul al ambilor. Sau Dacă vina unul, ambilor. da, este meritul ambilor în ambele situații. Dacă am avut o astfel de experiență a unei relații care s-a încheiat, nu foarte plăcut să zicem, dar noi nu ne asumăm răspunderea că am contribuit la încheierea acelei relații și considerăm că doar celălalt a fost de vină și intrăm într-o altă relație, nu învățăm nimic și această experiență nu ne ajută. Practic, vom Perpetuăm cădea, același tipar, perpetuăm același exact, tipar vom defectiv. perpetua același tipar chiar dacă este cu o altă persoană. Noi vom încerca să impunem aceleași reguli, să avem același comportament, să solicităm aceleași beneficii sau comportamente din partea celuilalt. Ceea ce va conduce invariabil în aproximativ aceleași situații de durere, de neplăcere, de suferință. Deci există această condiție de a ne asuma responsabilitatea. Când ceva nu merge în relația de cuplu, primul lucru ar trebui să mă uit la mine, mai degrabă decât la celălalt. Pentru că celălalt
va mai dura până îi voi explica, să zicem că este foarte receptiv și pricepe repede. Oricum va mai dura până îi voi explica. Mult mai ușor îmi este să-mi explic mai întâi mie, pentru că sunt mai aproape de mine. Nimeni nu e mai aproape de mine decât eu, decât mine. Cel mai ușor îmi este să-mi explic mie, să mă înțeleg mai întâi eu pe mine, practic, să mă întorc către mine însumi, să mă înțeleg mai bine, să ajustez. Hai să folosim un cuvânt mai dur puțin, să corectez, de fapt, ceea ce am de corectat, după care mă pot îndrepta spre celălalt deja înnoit. Pentru că înnoindu-i, corectându-i comportamentele pe care eu le constat ca fiind deficitare, eu practic mă înnoiesc în relație. Când mă întorc înnoit către celălalt, în comportamentele mele, adesea nici nu mai este nevoie să discut cu el, să-i explic, să-l conving. E foarte posibil ca el să observe schimbarea, să se ajusteze la această schimbare, mai ales dacă e o schimbare benefică pentru cuplu, deci și pentru el, va fi bucuros de această schimbare și e în firea noastră a oamenilor, când primim ceva bun, să oferim ceva bun în schimb. Dacă cineva îți deschide ușa, vine la tine la ușă cu un cadou, nu știu, că te-ai mutat într-un cartier nou, vei simți chemarea să-i oferi un ceai. Să-i oferi și tu ceva în schimb. E inevitabil, e în firea noastră, când suntem bine tratați, să oferim bune tratamente la rândul nostru. De aceea, dacă noi ne îndreptăm spre noi în relația de cuplu și ne modificăm, ne îmbunătățim comportamentul și manifestăm de acolo noul comportament, înnoirea noastră benefică spre celălalt, el va fi inevitabil, în firea noastră a tuturor, va fi inevitabil atras să ne ofere și el ceva bun, ceva benefic la schimb. Și doar așa relația începe să se îmbunătățească. Desigur, putem și comunica dacă celălalt are deschiderea necesară pentru anumite alte ajustări. Dar adesea este suficient să ne îndreptăm spre noi înșine, să ne corectăm. Din nou ajungem la responsabilitate. Fără responsabilitate, o să dăm vina continuu pe celălalt. Crezi că putem, pun această întrebare pornind de la răspunsul tău. Crezi că putem influența atitudinea sau comportamentul partenerului prin comportamentul nostru? În ideea în care noi suntem într-un proces cu autocunoaștere, de regăsire, de dezvoltare personală, poate de evoluție spirituală, de a fi mai bun, ne dorim cu fiecare zi care vine să fim tot mai buni și arătăm față de parteneri și față de cei din jur, față de semeni, multă compasiune și empatie și iubire și afecțiune și bunătate. Putem prin lucrurile astea să influențăm un partener, mă refer în sens bun, în sens pozitiv. Categoric, da. O anumită influență va exista. Indiscutabil. Cât de mare va fi această influență, mai depinde și de celălalt. Dar da, va exista o anumită influență. Este imposibil să nu există o influență. Este pur și simplu imposibil. Pentru că cel din fața celuilalt se schimbă. El nu va putea interacționa cu mine, dacă eu m-am schimbat, el nu va mai putea interacționa cu mine decât dacă și el se schimbă. Nu are cum. Nu mă mai găsește, ca să mă exprim astfel. Comportamentele mele fiind diferite, comportamentele lui nu mă mai găsesc pe mine. Și atunci el va trebui să se orienteze. E ca și cum i-am ieșit din raza lui de acțiune, din lumina farurilor lui, el va trebui să-și îndrepte lanterna, să-și îndrepte farurile spre mine, ceea ce înseamnă o ajustare. Deci, inevitabil să fac o oarecare ajustare la noul meu comportament. Inevitabil. Cât de mare va fi această ajustare, ține de el totuși. Dar istoria ne arată că mari transformări s-au petrecut astfel în lume, în ceea ce privește relațiile. Prin schimbarea anumitor persoane s-au schimbat grupurile din jurul lor. Prin schimbarea unor lideri s-au schimbat națiuni în jurul lor. Istoria ne arată acest lucru și, cum spunea, relația de cuplu este doar un aspect particular al unor relații umane. Deci funcționează, sigur. Deci, prima măsură ar trebui să ne îndreptăm spre noi, să ne schimbăm noi, să ne îmbunătățim noi în direcțiile menționate de tine: compasiune, bunătate, toleranță, înțelegere, îngăduință. Și vedem ce se întâmplă cu cealaltă. Ceva se va întâmpla
cu siguranță, în bine. Nu știm dacă pe o scară de la 1 la 10 va fi de 1 sau va fi de 10. Depinde de el, dar va fi ceva. Propria noastră copilărie nu arată. Dacă am stat în preajma unor prieteni de copilărie care fumau, cumva a ajuns sigara și în mâna sau în gura noastră. Să o testăm. Dacă am stat în preajma unor prieteni din copilărie care citeau, cumva am ajuns și noi cu o carte în mână, citind. Deci ne influențează în mod sigur comportamentul celor de lângă noi, mai ales al celui cu care trăim în casă. Mai devreme sau mai târziu ne va influența, pentru că există și o oarecare inerție. Știu cupluri în care unul dintre membrii cuplului s-a schimbat și o vreme celălalt a continuat să-l privească și să-l trateze ca și când nu s-ar fi schimbat. I-am recomandat răbdare. Pentru că există o anumită inerție la noi toți. Dacă cineva în fața noastră se schimbă, noi continuăm o vreme să-i spunem, să-l tratăm, să-i vorbim, să ne comportăm față de el cum era, nu cum este. Ne va lua ceva vreme să ne dumirim că totuși omul acela s-a schimbat. E ca atunci când un prieten se lasă de băut. Și noi suntem obișnuiți să ieșim la bere cu el. El zice prima dată, nu beau, îmi iau un ceai. Și tu insiști, că era partenerul tău de bere, nu? Hai, ia și tu o bere și insiști acolo. Și el își menține noua poziție. După câteva întâlniri în care probabil voi mai insista, dar din ce în ce mai puțin, la un moment dat o să mă port cu el în conformitate cu cine este, nu cu cine a fost. Un tip care bea ceai, care totuși îmi face plăcere, poate chiar mai multă să ies. Acum vorbește mai așezat un pic, dar o vreme îl voi trata ca și cum a fost, în conformitate cu cine a fost, nu cu cine a devenit. Și atunci avem nevoie de puțină răbdare când ne transformăm pe noi înșine, lăsându-i celuilalt timp să se dumirească, să înțeleagă că transformarea noastră este stabilă, este de durată și că se poate baza pe cine suntem acum, pe noul eu. Atunci comportamentul lui se va transforma, dar majoritatea oamenilor care se schimbă au mari așteptări de la celălalt și își pierd răbdarea datorită acestor așteptări. Își pierd răbdarea că el nu se schimbă și încep să pună presiune pe el. Uneori chiar mai mare decât înainte să se schimbe. Nu vezi că eu sunt mai bun, tu ai rămas în urmă și încep să tragă de el ceea ce mărește, de fapt, tensiunile și ceea ce poate duce la conflicte chiar mai mari decât înainte. Deci e necesar să fim preveniți cumva, să cunoaștem inclusiv partea aceasta a inerției comportamentale a celuilalt, pe care și noi o avem până la urmă. Dacă o înțelegem la noi, putem fi toleranți și cu celălalt. Să-l înțelegem și pe el care are o astfel de inerție a modului în care ne privește și a modului în care se poartă cu noi. Putem avea răbdare cu el. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre abilități de relaționare în cuplu, cum să construiești o relație mai bună, pornind de la titlul cărții Abilități de relaționare în cuplu, publicată în colecția Passândoi Editurii Herald, în cadrul campaniei Probleme și soluții în relația de cuplu, terapie de cuplu, psihologul cititorii întreabă, psihologul răspunde. A fost alături de noi Gabriel Manolache, Life Coach, și mulțumim foarte mult pentru informațiile prețioase. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere!